Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profonline. Iată că astăzi Mirian nu mai este cu mine, sigur la serviciu, și de foarte multă vreme mi-am propus să vă prezint o chestie care n-am înțeles-o și nici cred că am să o înțeleg vreodată. Este vorba de felul în care albinuțele pornesc să construiască un făgurel. Deci observați că pornesc mai multe bucățele așa. La bază aici, mă rog, pe măsură ce crește făgurelul, se sporește rezistența. Dar ce mă surprinde este faptul că atunci când încheie cele două bucăți, deci una a plecat din stânga, alta din partea cealaltă, și la întâlnire este perfect hexagon. E, asta cine poate să-mi explice, eu sunt recunoscător. Deci, vedeți, așa s-au întâlnit cele două bucățele aici și hexagonul este perfect. Urmează acum ca și celelalte două să se întâlnească și este interesant, hexagonul iarăși este perfect. Deci nu este acolo o năditură, ceva care să însemne, nu, este... Cum nu vă închipuiți de precis. Deci așa începe el să crească, ele încep să crească făgurelul și bucăți și până le încheie. Dar rămâne enigma asta. Cum de pleacă de acolo, de sus, cum hotărăsc el, ne agățăm de aici. Voi vă agățați din partea cealaltă și ne întâlnim, creștem, ce este fantastic. Deci, agricultorii sunt într-o formă asta de, cum spun, de respect, pare taină, așa cum, nu? Se întâmplă, nu? Să vedem niște lucruri pe care nu le înțelegem, nu știm, dar ne surprind, suntem așa, sigur, îndreptați cu gândul spre Bunul Dumnezeu, pentru că numai așa, perfecțiunea asta a fost pusă la cale prin gâza asta, prin insecta asta, să reușească așa ceva este nemaipomenit. Acum să vă prezint, e și o oată, dragilor. Deci acolo sunt bastonașele cele de, nu știu dacă se văd, sper să se vadă. Deci nu numai că a construit, de fapt nu construiesc nimic în plus. Deci totul este foarte riguros, perfect, perfect, perfect. O celulă nu este în plus decât dacă nevoile o impun, pentru că asta se face cu consum de energie. Ori acum suntem la începutul lui august, nu prea sunt ele dispuse să mai crească făgurel. Însă, datorită faptului că se află matca aici într-un nucleu, într-un înmulțitor, dragilor, și probabil că este mare interes pentru că matca solicită să-i creeze spațiu pentru ouat, atunci albina a făcut acest lucru. Dar totul trebuie într-un echilibru, pentru că respect face consum de miere, deci consum de energie și nu se poate să irosim ceva. Nimic absolut. Vedeți, celulele acolo sunt numai de albinuță. Da? Deci celulele sunt numai de albinuță. O să punem hrănitorul la loc și nu mai îndrăznesc să scot rama de aici, că se vede că este bine populată. Cred că este full cu puiet. Da, pentru voi am să încerc să scot. Deci îmi vine foarte greu. Numai dacă o las deoparte, da. Hai să încerc așa să și vedeți și voi cum fac. Deci este spațiu de două rame unde împerechem, se pot împerechea foarte ușor mătcile. Coeficientul este foarte bun aici la împerechere, pentru că nu folosim gâtul de pet. Asta este gâtul de pet, nu i-am mai pus gâtul de pet, a rămas magaura, dar fiindcă toate celelalte au așa ceva, nu. Albina care, iată, care circulă acum pe față, nu se duce la cealaltă să-i omoare matca.
Am o să ridicătul ăla e prieat, prieat, pe undeva. Și acum, haideți să vedem ce reușim aici, să vedem cum arată, cum arată favorul acesta. Poate vine și la mătcuța. Trebuie să fii foarte atent cu o singură mână. Nu cumva să omor matca, că nu-și... aș supăra rău de tot. Da, am reușit să o scot. Am și văzut mătcuța. Este aici o mătcuță. Vedeți și voi, sper. Unde ești? Hai că te vreau să te filmez. Aici că am prins. Tot fugia, nu, nu, nu. Stă acolo pitite. Stă între albinuțe, zice, apărați-mă voi. Nu vreau să mă filmez, nu vreau, nu vreau, nu vreau. Nu vreau să mă filmez. Da, am filmat-o, coborâm foarte repede și ușor în același timp. Vedeți, în preajma ei, albina este foarte agitată din jurul ei, că toată de fața asta stă cu ochii pe ei, nu se întâmplă ceva. Da? Toată albinuța este în stare de alertă de grad zero. Ei, acum o să pun jos. O să pun ușor. Ușor, 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 ușor. Așa. Îi place foarte tare acolo, în intimitatea ei, nu expusă. Nu s-a întâmplat vreo două ori, au zburat de pe ramă. Era din asta tânără, viguroasă, puternică și a zburat. Acum să punem și rănitorul. Deci asta mi-a fost intenția, să vă prezint acest lucru minunat. Cum reușesc ele să încheie. Pleacă pe partea asta cu hexagonul, pleacă și pe partea asta altă și la întâlnire aici le iese perfect. Dacă cum dau cu pasul, știu că deschizătura între piciorușul din față e constituit șublerul lor, dar cum măsoară? Ce se întâmplă? Da, e o chestie frumoasă. Vreau să puteți răspunde dacă cineva știe cum se întâmplă treaba asta, care-i secretul lor. Eu nu l-am putut descifra, nu, m-am de multe ori observat asta și m-am minunat, pur și simplu m-am minunat de precizia asta. Așadar, dragilor, mă opresc că am mult de lucru, nu așa câteva chestii asta am vrut să vă prezint. Acum, suntem atenți când să nu prindem albină. Cât mai multă grijă, cu atât mai ușor ne este pentru să scăpăm din țepături. Albina nu se agită. Este foarte, foarte multă treabă de făcut. Da, deci pe o linie, iată, suntem la mijlocul liniei de aici, în partea asta la altă, iarăși. La fel și pe partea cealaltă. Am lucrat pe partea asta, lucrez acum. Mașina este undeva la stupul ca acela care lucrez eu. Și am găsit bot și schimb liniștit. Sigur, având aici spații goale, aveam luat matca de aici undeva, din astea două. Și atunci m-am dus și am venit și am plantat bocile. Cu ocazia asta, am zis că ia să mai urmăresc, ce se mai întâmplă, că nu mai știam. Trebuie să notez, trebuie să, în sfârșit, nu știam ce mai este pe aici. Și când am observat, am văzut că toate sunt de aici. Deci câte am? 2, 4, 5, 6 măci care ouă în momentul de față aici în mulțitor. Nu știu dacă la asta va fi iarăși matcă, o să văd imediat. Dar acum haide să punem un pic de sirop, că să stimulăm să crească făgurelul acolo, da? Asta facem.
dar nu mai am cum și să toar și să rop și să filmez și... Nu, nu se poate. Mai vărs pe aici și mai fac o trăsnaie de asta. Așadar, dragilor, la revedere pe ziua de azi. Așa un mic filmez de 50 minute. Da, spuneam că n-am să mai filmez. Am terminat bucleul acela, l-am închis. Și acum am deschis pe ăsta ultimul, că spuneam că nu știam dacă ăsta va avea matura împerecheată, dacă ouă, n-aveam nicăieri notat. Și am găsit, o pornit o singură bucățică de făgureală. Deci una singură, atât, nu mai mult, pentru că probabil că fost în echilibru acela din interior, cu hrană, cu nu știu ce, cu matca care s-a împerecheat probabil de curând, atât, zice, deocamdată. Să vedem dacă nu mai vine mâncare, dacă mai avem, și e și o oată. Era posibil să găsesc matca chiar pe ouăle sunt proaspete acum. Da? Dacă bunoară vreau să mă duc undeva și să am o situație de aceea în care n-am matcă și vreau să duc niște ouă proaspete, duc acest făgurel. Da? Și acela de aici sigur se ia la nivel de ou și bocile cele două, trei câte ori construie aici sunt valoroase, cu adevărat valoroase. Da? Deci nu mai îmi pun problema dacă fost la nivel de larvă, ci la nivel de ou, pentru că iată, eu am ouăle aici proaspete, nu? Acum bastonașele acelea stau chiar în picioare. Sunt cum ar o ieri sau astăzi o trecut pe aici. Așa că și acest nucleu are matca împerecheată, deci sunt 7 împerecheate, celelalte 2 le-am luat de aici, din capăt, și am pus acum 2 boți schimb liniștit. Da. Deci mulțitoarele sunt extraordinar de utile și de mare folos în stupină, pentru că dacă au picat o matcă, eu am matcă de rezervă. Vreau să fac un roi, l-am făcut rapid. Plec cu asta de bază, o las acolo, să spunem, 24 de ore singură în compartimentul său, cu rama asta, îi pleacă albină, viu imediat și cu altă ramă cu puiet gata de ecluzionare. De regulă, cel mai bine este să scuturi acolo și să, fiind puiet gata de ecluzionare, se poate lipi chiar de, că puietul acela nu-și pune problema că e altă matcă acolo de glă. El nu știe care e problema. Și atunci întregești rama asta pe care s-a aflat matca cu puiet proaspăt ecluzionat. 2-3 rame de acelea și ai rezolvat treaba. Pornește foarte, foarte bine. Așa că avem posibilitatea să stăm cu stupina în priză, în sensul că să avem mărci peste tot. La o astfel de stupină, sigur, apar și probleme. Cu cât stupină mai mare, apar și diverse probleme, dar dacă ai mulțitoarele, reușești să ții totul sub control. Și să te poți dezvolta cât se poate de bine. Asta o variantă, da. Sunt, ați văzut, biostupul folosit la mulțire cu rezultate extraordinar de bune. Haideți să... Vreau, dragilor, că n-am să mai filmez, că am multă treabă, dar nu mă țin de cuvânt, asta e. De ce? Uitați, mi-am amintit că lângă mulțitorul de acolo, din margine, aveam și aici un alt înmulțitor. Și aici am recoltat mărcile, am dus rama cu matca unde, mă rog, am avut nevoie. Și acum zic că să trec în revistă și acest înmulțitor. Vedem ce s-a întâmplat, s-au împerecheat mărcile. Asta e de vreo 4-5 zile, n-aveau cum să împerecheze. Și am ridicat acest hrănitor, unde știam că am avut lăsat o botcă, una, două botci. Acolo am văzut o roasă, dar matcă n-am văzut. Albina era foarte agitată, plângea din aur, când l-am deschis pe el.
E semn că nu are. Hai să mai uităm o dată. Da, cum necum, am să-i pun un petic de cu o proaspete, de acolo de unde v-am arătat, de la... Da, așa. De când vedem așa ceva, că trag zibot, că nu, așa de aiurea, înseamnă că nu mai are. Și e clar că acum încearcă să salveze, iată și aici niște boți începute. Deci nu e limpede, nu are mat. O ieși la împerecheat și nu s-a mai întors, ceva nu... Și acum nu facem decât să intervenim cu o vețică de făgurel de acela, cu ouă proaspete, ca să nu se besmetișească. Deci s-a pus o albi. Deci, în cazul ăsta este. Poate întâmpla să înceapă și o albină. Deci, într-un colț, dacă apicultorul nu te intervine, se besmetișește. Într-un colț așa, fac și eu o... Da, fiind hrănitorul, făgurelul ăsta se taie, n-am sârm, n-am nimic. Și boțile sunt valorizate foarte bine. Nu mai este că sârmă, nu mai este că nu știu ce chestie așa care se mă supere. Așa. Deci luăm un... important să mă uit bine, să aibă ouă. Dar ne-am uitat așa și parcă am văzut că toate aveau ouă. Asta ouă sără peste toate. Da, mai verificăm o dată. Da, vedem o aici. Să nu fie chiar crescut, asta acum recent, să nu fie deloc ouat. Puțin ouă. Un altul care are mai multe ouă. Cam. Nu erau mai multe făgure. Da, am găsit unul care... O sper să-l vedeți și voi. Ia uitați-l. Să văd ouăle acolo. Eu nu mai pot uita că țin camera, țin rama și așa că nu mă pot uita. Da, eu am văzut ouăle, sper că l-ați văzut și voi. Și acum plantez păgurelul așa, în spațiu care l-am creat. Uitați așa. Parcă ar fi un făgure de alei. Și acum ia va da de... Ajunge acolo, leagă bine și rezolvă toată problema. Se apucă și va atrage boci. Deci de pe făgurea acela. Așa că pe ăsta l-am rezolvat. Nu trebuie de aici. Așa continuăm și la al doilea și al treilea. Vedeți? Tehnica asta cu proaspete de la o matcă tânără, tot așa, este ușor de folosit. Nu? Tăiem un făgurel în bucățele și iată, aici sunt bucățile acelea pe care le-am luat. Am luat cu tot cu albina, am scuturat-o încă. Albina așteaptă să ciocnească ouă și să apuce de hrănit. Albina din partea cealaltă. Cred că acum chiar mă opresc. La revedere!